O companie canadiană a furat liniștea celor 4.000 de locuitori din Roșia Montană, o comună cu 16 sate aflată la 80 de kilometri de Alba Iulia, în centrul munților Apuseni. Vestea că vor fi nevoiți să-și vândă casele și terenurile firmei canadiene, să-și dezgroape morții și să-și părăsească locurile natale ca să facă loc unei mine de exploatare a aurului cu ajutorul cianurii, a căzut ca un trăsnet peste ei. Cei care nu vor să-și părăsească locuințele și luptă împotriva proiectului minier s-au unit într-o asociație, Alburnus Major, după vechea denumire a localității. Noi când am venit aici, așa venit în 2002, a venit președintele companiei și ne-a spus care e proiectul, am rămas stupefiat. Ce ni se pregătește, deci nu, au venit numai direct și ne-au spus, trebuie să plecați, ăsta e proiectul. Râuri de cerneală au curs de atunci despre controversatul proiect minier. Canadienii au descălecat la Roșia Montană în 1995, când Gabriel Resources Limited, firma controversatului om de afaceri româno-australian Frank Timiș, s-a asociat cu regia autonomă a cuprului Deva. Împreună au format Roșia Montană Gold Corporation S.A. Povestea aurului începe cu o licitație cu cântec. Pe 4 septembrie 1995, regia autonomă a cuprului Deva și Gabriel Resources au semnat un contract pentru prelucrarea minereurilor aurifere din iazurile de decantare și haldele cu steril din Roșia Montană. Semnarea s-a făcut însă înainte ca regia să-și anunțe în presă intenția de a se asocia cu un astfel de partener străin. Asocierea cu omul de afaceri Frank Timiș a primit acordul ministrului industriilor la acea vreme Călin Popescu-Tăriceanu. Statul român are 19,3% din afacere, în timp ce Gabriel Resources deține 80%. În plus, statul român beneficiază de redevențe de exploatare de numai 2% din profit, estimate la circa 4,4 milioane de dolari anual, o sumă neînsemnată în comparație cu profitul canadienilor. Experții juriști ai Institutului de Drept European al Universității din Viena spun că afacerea a fost de la bun început păguboasă pentru România. Un studiu întocmit de Academia Română precizează că aceste procente contrazic criteriul de interes public în beneficiul economic al țării și nu respectă Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Experții dau ca exemplu practica internațională din industria petrolieră, unde raportul de concesionare este invers, 85% pentru țara gazdă și 15% pentru investitor. Investitorul canadian mai trebuia doar să obțină în nume propriu o licență de exploatare în urma unei licitații transparente. Nu a mai fost nevoie, pentru că odată cu semnarea contractului a primit și licența de concesiune pentru exploatarea întregului zăcământ din Roșia Montană prin metoda cianurației. Transferul licenței s-a făcut către Roșia Montană Gold Corporation de la regia autonomă a cuprului Deva, devenită între timp Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului Minvest Deva. Acest transfer a fost făcut în timpul guvernării CDR-ului, ministrul industriei la domnul Radu Berceanu. Și domnul Radu Berceanu este de fapt acum mare susținător al acestui proiect. Reprezentanții Roșia Montană Gold Corporation nu văd nimic ilegal în transferul licenței de exploatare. Au fost câteva comisii parlamentare care au anchetat acest lucru. Am avut investigații făcute de Direcția Națională Anticorupție, de Direcția Antifraudă, de cine doriți dumneavoastră. Au fost 5 sau 6 astfel de investigații făcute la Roșia Montană. Niciuna dintre ele nu a găsit nici o neregularitate, nici o ilegalitate. Într-adevăr, în mai 2003 s-a făcut o comisie parlamentară care să analizeze oportunitatea investiției de la Roșia Montană. Au fost trimiși în zonă 13 parlamentari care au stat de vorbă cu autoritățile locale, cu localnicii, cu preoții. Membrii comisiei s-au interesat cine a negociat această asociere în dauna statului român. Nu au aflat niciodată. Vis-a-vis de discuțiile pe care le-am purtat la Roșia Montană, s-a întocmit un raport pe care, la constituirea acelui raport, din păcate pot să spun că nu am luat parte, deși aveam calitatea de vicepreședinte al comisiei și specialist în domeniu. Domnul Sasu, reprezentantul Partidului Social Democrat și președintele comisiei, a întocmit probabil singur acel raport pe care ni l-a prezentat într-una din ședințele care au avut loc la București. Raportul SASU era un raport, după părerea mea, neprofesionist la ceea ce am analizat noi la Roșia Montană.
Trei deputați, printre care și Emil Crișan, de profesie inginer minier, au întocmit o notă de obiecțiuni la raportul SASU, care trebuia discutat până pe data de 30 iunie 2003 în Camerele Reunite ale Parlamentului. Nici raportul SASU și nici obiecțiunile nu au mai fost dezbătute vreodată. În octombrie 2006, o altă comisie parlamentară condusă de deputatul liberal Relu Fenechiu s-a deplasat la Roșia Montană. La final, pe site-ul Camerei Deputaților s-a înființat un forum unde oricine își poate exprima părerea cu privire la proiectul minier. Toți care și-au spus cuvântul pe acel site, 98% sunt împotriva acestei investiții. Deci, practic, poporul român nu vrea această investiție. Nu vrea ca aurul românilor să ne fie furat de către canadieni. În 1999, Roșia Mine SA, filiala de la Roșia Montana, Minvest Deva, deținea o evaluare a zăcământului de aur după prospecțiunile geologice. Așa se face că, după licența de exploatare, canadienilor li s-au oferit pe tavă și hărțile care indicau poziția exactă a zăcământului. Eugen Cornea, topograf de meserie, a lucrat 30 de ani în minerit. De 8 ani luptă împotriva proiectului canadian. Domnul Grube, care era director, i-a dat această documentă. Bineînțeles că domnul Gruber a avut niște superiori la Deva și bineînțeles că la întâlnire că le-am avut noi cu domnul Timiș, Frank Timiș, care a dat la perioada respectivă era președintele acestei companii, domnul Timiș ne-a spus că la un moment dat că el a dat milioane de dolari pe această documentație, când la urmă să aflăm că de fapt a cumpărat-o cu 150 de milioane de lei. Deci n-au fost milioane de dolari, că au fost milioane de lei. Și acea documentație constituia un secret de stat, a fost luată de aici, de la Roșia Montană, încărcată pe o mașină care a mers direct la Otopen și de acolo transferată în Canada. Inginerul minier Gheorghe Gruber, fost director al Roșia Min din 1990 și până în 2000, dă vina pe vremuri.